Bună ziua, dragi ascultători, și bun găsit! Vă spunem astăzi Părintele Valentin și invitatul nostru de astăzi, Părintele Cezar Axinte. Părinte, Doamne ajută și bun venit la emisiunea noastră! Să rămână, bine v-am găsit! Dragi ascultători, sunteți alături de noi și nu uitați numărul de telefon 0241515266 cu tarif normal în rețeaua Intersat și numărul de SMS 0768123456 cu tarif normal în rețeaua Cosmote. Aveți de asemenea contact pe Yahoo Messenger la ID-ul Radio Dobrogea într-un singur cuvânt. Astăzi, dragi ascultători, vom vorbi despre post, câteva aspecte, pentru că avem convingerea că postul este o realitate cu mult mai largă decât putem noi cuprinde, dar atât cât Dumnezeu ne-a îngăduit, trebuie să cuprindem și să aducem cumva la nivelul înțelegerii noastre, în așa fel încât să fie și cu folos și cu succes. În general, Părinte, în principiu așa, postul în mediul creștin este legat de aportul acesta alimentar, de ceea ce mâncăm. Stăteam și mă gândeam, oare doar la atât să se fi gândit Dumnezeu, doar acest palier destul de îngust față de viața omului care e amplă, să fie rostul postului, sau era doar un mod de a vedea lucrurile? În realitate, postul conducea către o realitate, o relație cu mult mai largă a omului cu exteriorul. Ați spus că așa înțelegem, sau la aceasta se referă postul în general, la... Cel puțin acum, în timpurile nostru. Da, într-adevăr, aici este clar că înțelegerea noastră este oarecum superficială dacă ne raportăm numai la mâncare. Însă dacă este să pui un început într-un fel de urcuș, dacă vrei, sau chiar într-un urcuș duhovnicesc, începem prin a ține un post alimentar care este cel mai ușor. În tot parcursul duhovnicesc, în toată nevoința duhovnicească, postul de alimente este cel mai ușor, este treapta cea mai joasă. Așa și Dumnezeu povățuiește ca un bun pedagog, ca cel mai bun pedagog, de la simplu la complex. Că noi am înțeles numai atât, sau că ne raportăm sau ne rezumăm numai la un post alimentar, aceasta nu este vina lui Dumnezeu. Dar dacă o vedem, cercetăm dintr-un început cum a fost, postul avea rostul de a îl ține pe om în legătură cu Dumnezeu, în comuniune cu Dumnezeu. Pentru că vedem acolo, înainte să-i dea poruncă de a nu mânca din pomii raiului, la cartea Facerea, vedem că spune că l-a pus pe Dumnezeu în grădina raiului, l-a pus Dumnezeu pe Adam, pe om, în grădina raiului, cea din Eden, ca să o păzească și să o lucreze. Aici arată că și rugăciunea a fost dintr-un început porunca, sau, dacă vreți, fiindcă omul este o ființă dialogică, în dialog cu Dumnezeu, rugăciunea era principala modalitate de comunicare a omului cu Dumnezeu, păzirea minții și rugăciunea ca mod de comuniune dintre om și Dumnezeu. Când i-a dat poruncă să nu mănânce din pomul cunoașterii binelui și răului, atunci a încercat, sau l-a prevenit pe om, că odată ce vei scoate, cum spun Sfinții Părinți, mintea din inimă, odată ce vei căuta la cele din exteriorul tău, odată ce vei ieși din comuniunea cu Dumnezeu, că zicem că în inimă, acolo este împărăția lui Dumnezeu, acolo se realizează comuniunea omului deplină cu Dumnezeu, i-a pus această restricție pentru ca, exersând-o, omul să nu iasă din comuniune cu Dumnezeu, să se întărească, să se statornicească în această comuniune, în creștere desăvârșită până la îndumnezeire. După cum știm că Adam nu era nici muritor, nici nemuritor,
el prin porunca lui Dumnezeu, prin înțelegerea pe care o avea din relația dialogică de comuniune cu Dumnezeu, avea să se statornicească, avea să se îndumnezească. Deci, cum spun Sfinții Părinți, ochii au scos mintea din inimă. De ce? Pentru că ochii au privit către fructul acela oprit, care era vrednic de privit, era bun la gust, probabil, și toate celelalte pe care le spune Evanghelia, și vrednic de dorit, fiindcă aducea cunoaștere. O cunoaștere, bineînțeles, și a răului. Nu era suficient omului să cunoască binele, zice, a ascultat cuvântul vrăjmașului care i-a spus: și ți se vor deschide ochii voștri și veți fi asemenea lui Dumnezeu, dacă veți cunoaște și răul. Ei bine, faptul că omul nu a ascultat această poruncă de a ține în echilibru forța, puterea poftitoare a inimii, să o țină în echilibru cu rațiunea, cu voința, cu toate celelalte, ei bine, această putere a reușit prin ochi, iată, să scoată pe om, să scoată mintea din inimă și pe om din rai. Astfel că postul de mâncare, sigur că pregătește pe om, pregătește pe credincios în parcursul duhovnicesc, dar este treapta cea mai de jos. Și dacă ne rezumăm numai la aceasta, atunci rămânem cumva exteriori înțelegerii, dacă vreți, chiar a ortodoxiei. Pentru că așa, dacă vreți, postesc și yoghinii. Câte o săptămână pot să nu bea apă și să... Și vegetarianii și toți și ceilalți. Și așa mai departe. Acum toate religii au forme de... O avalanșă de forme de, cum le spune, cure de slăbire, de tot felul. Da. Sunt fel de fel de specialiști, de pseudo-specialiști, medici, curanți, nutriționiști, tot felul. E o afacere. Da, însă și preocuparea excesivă este o formă de înșelare. O preocupare excesivă pentru alimente, deci pentru trup implicit, este o formă de înșelare. Dar postul, sigur, implică o abținere, dacă vreți, de la alimente, dar cu ce scop, cu ce sens? Aici e foarte important să stea în legătură mijlocul cu scopul. Da. Probabil că Mânsicul Dumnezeu a zis acolo în Sfânta Scriptură de postul de mâncare, pentru că, așa cum spuneați, este un prim pas. Alimentul era cel mai la îndemână aport, și deci un aport dominant și cel mai ușor, cum spuneați, de renunțat la el. Însă, în mod sigur, se mergea pe toți analizatorii, toate ferestrele, cum spun Sfinții Părinți, către exterior. Deci cred că la fel de important este un post al gândurilor, un post al ochilor, un post al informației de baza orice celor fel cinci simțuri de care și așa mai departe, care fiecare poate să tulbure și să altereze pe domeniul în care funcționează. Și dintre toate, așa cum spuneați, mâncarea care lucrează numai pe trup, alimentul care lucrează aproape exclusiv pe trup, ar fi cel mai... La îndemână. Cel mai la îndemână și cel mai nevinovat, aș putea spune. Niște informații sau niște gânduri care lucrează și pot altera și sufletul ar fi mult mai periculoase. Deci trebuie să plecăm, zic eu, de la această formă de post și să extrapolăm, pentru că pericolul practic dominant este în etapele, cum spuneați, în etapele următoare ai relației. Sigur, foarte simplu, dacă mi-a venit un gând acum, dacă îngădui. Sigur că da. Deci, dacă un om nu va încerca să ridice 10 kg, nu va face un efort să ridice 10 kg, cu siguranță că nu va putea să ridice 100. Știți? Adică e foarte... Și ca să ridice 100, trebuie neapărat să ridice 10. Sigur că da. Cine poate mult, poate și mai puțin. Cine nu poate puțin, nu poate nici mult. E ca în... Da. Da. Și atunci, sigur că postul este o încercare. Pe de altă parte, reprezintă și o formă de recunoștință adusă lui Dumnezeu și o formă de rugăciune adusă lui Dumnezeu. Dar e forma, dacă vreți, cea mai rudimentară, forma... La îndemâna oricui. La îndemâna oricui. Dumnezeu iubește și pe cei care sunt râvnitori și vor mai sus, dar cred că se manifestă pentru tot omul, pentru că pe toți îi dorește la un moment dat să se apropie. Dar nu și cel cu un talent.
Da. Dar știe că sunt și cu 10 talanți și aceia au libertatea să manifeste. Adevărat, dar nu poți spera sau căuta spre cele înalte, adică să ajungi la rugăciunea inimii sau știu eu ce își mai închipuie câte un nevoitor, când tu nu poți să ții post, de exemplu. Nu poți că nu vrei. Și zici, ei, astea sunt simple. După cum am auzit pe niște părinți vorbind la radio, astea radio sunt treptele cele mai de jos. Dar cele mai necesare. Dar eu mă ocup de cele înalte. Le susțin pe celelalte, sigur. Da. N-ai să scrii niciodată o carte dacă n-ai citit bine abecedarul și n-ai învățat să scrii. Înțelegi, așa se întâmplă și aici. Deci putem spune că prin post învățăm chiar și acesta alimentar, primul pas, cum s-ar spune, și celelalte, învățăm foarte multe lucruri și realitatea umană, trup și suflet împreună, dobândește foarte multe deschideri. Am putea, părinte, să ne gândim la câteva din beneficiile, aș putea spune așa mai pragmatic, postului, chiar și acesta de început, cum este? Sigur, el este absolut necesar pentru parcursul duhovnicesc, pentru creșterea duhovnicească. Dacă nu postești, nu te poți ruga. Dacă nu postești, nu te poți interioriza. Pentru că, vedeți, toate umorile acestea ale trupului sunt zburdalnice în momentul în care sunt alimentate cu excitanți din acești alimentari, pornind de la proteina animală până la cum se cheamă, piper, condimente, da. Știți? Sau care sunt în cantitate mică, dar totuși mică, sunt necesare. Dar pun în mișcare sângele, accelerează sângele, toate umorile din organism se tulbură și atunci începe să zburde trupul. Și tu nu te mai concentrezi asupra rugăciunii, de exemplu, nu mai interiorizezi mintea, nu mai iei seama la tine, nu mai ai trezvie, ci te lupți în cel mai bun caz să scapi de fierbințeala aceasta a trupului. Și atunci, unul dintre cele mai imediate, una dintre consecințele imediate este că dacă postești de alimente, se subțiază puțin trupul în grosimea lui, așa, în grosolănia lui. Trupul este puțin supus și sufletul parcă prinde și el un pic de aripi, începe și el să-și manifeste, dacă vreți, prezența. Atunci, clar că dacă reușești să te abții puțin de la așa zisele plăceri alimentare, vei reuși să te rogi. Și dacă vei reuși să te rogi, atunci toate celelalte care derivă de aici, pentru că ele sunt legate unele de altele, stau în legătură unele cu altele. Dacă vei putea să... Dacă îți permiți pogorăminte de tot felul la cele mici, este foarte clar că la cele mari nici, de cele mari nici nu te vei atinge. Așa pentru că le vei percepe altfel, nu așa cum sigur sunt. Sigur că da, tu nu ai exercițiu elementar, exercițiu, dacă vrei, cel mai simplu, acela de a renunța la un aliment care, sigur, nu definitiv, dar pentru un timp și pentru o perioadă să renunți la un aliment, să renunți la o plăcere de a ta, spunea o paranteză, dacă este... Da. Permis. Spunea o doamna Aspazia Oțel Petrescu, o doamnă excepțională, când vorbeam de educația copiilor, spunea că educația copilului se vede în sensul cel mai înalt atunci când un copil poate să renunțe la o ciocolățică pentru un alt copil care nu o are și care ar vrea-o, și bucuria aceluia de a fi primit ciocolata să-i producă lui bucurie. Și mai mare decât bucuria consumului unei ciocolăți. De a fi mâncat-o, știți? Și am rămas așa că noi nu mai suntem copii de acum și nu reușim să facem lucrul acesta, știți? Dar cu adevărat, un binecuvântat și de trei ori binecuvântat este un părinte care și-a educat în felul acesta copiii să renunțe la bucuria lui și să ajungă să se bucure de bucuria celuilalt. Este ceva extraordinar, de fapt. Asta e toată ortodoxia, aceasta e toată legea, tot
toată Evanghelia, știți? Da, și deja facem un pas înainte, Părinte, prin acest exemplu frumos, ajungem pe la Sfinții Părinți care spuneau că postul e mai complet, nu, deci nu e suficient doar să nu consum eu ceva, ci din economia care o fac să mângâi lipsa altuia. Atunci, într-adevăr, postul se completează și deja face un pas la o etapă următoare. Când se vorbește despre post, Părinte, cam în general oamenii se gândesc la restricții și ai sentimentul că postul fură bucuria. Este o percepție, zic eu, puțin încorsetată, așa strâmtorată. Să zicem, nu post, în post e bine să nu mănci anumite lucruri, dar este la fel de bine să faci foarte multe alte lucruri. Noi nu ne uităm la ce putem face, ci ne uităm la ce nu mai putem face și apare așa ca o ceață de tristețe peste postul nostru. În final, această mentalitate a postului leagă sau dezleagă? Dă libertăți sau chinuie existența umană, ca să zic așa? Vedeți, sigur, ați urcat sau am urcat cel puțin o treaptă. Da. În acest urcuș, pe scara aceasta duhovnicească. Când spunem că ar fi un chin sau o restricție postul, automat asta arată un raționament al minții. Deja, iată, a intrat mintea în ecuația aceasta, în discuția aceasta. Cu alte cuvinte, dacă mintea ta sau modelul tău de gândire nu este creștin, nu este ortodox mai degrabă, atunci chinul acesta sau postul devine un chin. Postul alimentar devine un chin. Nu mai vorbim de toate celelalte pe care poate o să avem timp să le atingem. Când omul știe că are înțelege ortodoxia, înțelege cărei religie aparține, dar nu cred că este corect. Înțelege că aparține lui Dumnezeu, cum spunea Părintele Arsenie, l-a făcut singur numai pentru el, pe om. Dacă omul ar înțelege că el este, și creștinul ortodox, că este alesul lui Dumnezeu, că este poporul, noul popor, noul Israel, dacă ar înțelege câtă binecuvântare a dat Dumnezeu numai pentru, sau a pus Dumnezeu asupra lui numai pentru faptul că s-a născut într-un popor, că s-a născut ortodox, că are Sfântul Botez și toate celelalte, atunci și-ar da seama că postul, cel puțin cel de alimente, este o modalitate de recunoștință infimă față de binecuvântările pe care le-a dat Dumnezeu. Iar când tu știi că poți să faci ceva pentru stăpânul tău, fie și e și atât de mic cum este postul acesta, îți aduce bucurie. Dar asta presupune, cum am spus de la început, ca mintea ta să fie tot timpul la Dumnezeu, tot timpul în stare de rugăciune, pomenind numele cel prea sfânt al Fiului lui Dumnezeu, al Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă poți asta, și postul devine o bucurie. Că știți, am citit undeva un lucru foarte interesant. Lui Dumnezeu nu îi trebuie chiorăielile noastre de intestine. Știți că în post... Da, da. Doamne ferește, e un Dumnezeu al frumosului. Este frumusețea cea mai sublimă, dacă vreți. Este iubirea cea mai desăvârșită. Nu are nevoie de așa ceva. Dar este forma ta de respect, forma de recunoștință, forma de evlavie, cea mai simplă dintre ele, dar fără aceasta nu se poate merge mai departe. Și atunci e clar că dacă gândești așa, tu ai bucurie. Dacă gândești că, uite, trebuie să o fac și pe asta, că așa scrie la lege, ajungi atunci ca iudeii cei din vechime, care părăsiseră cu totul pe Dumnezeu și credeau numai minții lor și cunoșteau Scriptura numai în litera ei, nu și în duhul ei. Da, și să știți, Părinte, că acele zgomote intestinale, cum spuneam, să știți că apar numai la cei care postesc în silă, sau practic ei postesc, dar nu postesc, dar conform conjuncturii, să nu facă nota aparte. Cel care postește din iubire e pace, armonie și nici nu-și dă seama că postește. E o...
E ca un zbor planat, așa, e ceva extraordinar, foarte să știți. Foarte interesant observația, da, nu mulți, la asta. Da, mulți vor să senzații tari și să-și dau drumul din parașută și tot felul de chestii astea, atitudine astea, dar să știți că o postire ca un zbor planat peste problemele lumii este ceva cu mult mai subtil și mai înalt. Vorbeați de să facem și alți pași, că ne permite emisiunea, de la postul vis-a-vis de aportul alimentar la celelalte posturi. Și ar fi de folos câteva cuvinte, pentru că trăim într-un mediu supra-saturat de informații, de imagini, de tot ceea ce trebuie. Adică de tot ceea ce este, nu trebuie chiar totul. Cum să avem atitudine? În ce duh să luăm tot acestea? Că vedeți, și aici ține de responsabilitatea omului, să zic, primești, nu primești, dar uneori e mai greu ca la alimente. La aliment îl pui pe masă, nu pui mâna pe el, nu bagi în gură. Dar informația intră. Imaginea îți biciuiește privirea și toate celelalte. Informația intră, părinte, dacă îi dai voie. De aceea am început cu asta și poate de la Domnul este că ochii au scos mintea din inimă. Ce vreau să spun cu asta? De nu va posti omul de alimente, nu va putea mai departe să postească, de exemplu, cu ochii. Vedeți că, deși vă spun așa, dacă am auzit pe la unii părinți și eu îndrăznesc să spun așa, că dacă ai mâncat puțin ceva și n-a fost chiar așa de post cum ar trebui să ținem postul, parcă nu deranjează atât de mult când spui, uite, am stat 6 ore cu ochii pironiți la televizor sau pe internet. De ce? Astăzi, toată lucrarea demonică, sau dacă vreți, lumea este îmbibată toată de lucrare demonică. Unde întorci privirea, în toate domeniile, da. Unde întorci privirea, se vede. Și spun și Sfinții Părinți că la sfârșit toate se vor restrânge, toate vor fi îmbibate de lucrare demonică și totul se va restrânge între cumpărare și vânzare. Și atunci ne dăm seama că cel mai important lucru, după cum spun Sfinții Părinți, este să păzești mintea și să păzești privirea. Adică, ca să poți păzi mintea, trebuie să păzești privirea. Că prin ochi intră toate imaginile acestea de care ați vorbit, de care nu mai poți să scapi. Deci atât e cumplit. Odată ce ai încărcat sufletul, ai încărcat inima cu deșeurile acestea de imagini, și mă refer în special la imaginile desfrânate, tot ce înseamnă ele, de la cele mai simple, să zic așa, între ghilimele, nevinovate, reclamele cu femei dezbrăcate și așa mai departe, până la cele care dau boli psihice, adică au încărcătură patologică. Vorbim de filme desfrânate, de imagini desfrânate, de consumul de pornografie și toate celelalte care se întâmplă acum într-o măsură atât de mare pe internet. Ei bine, dacă nu vei putea să păzești, nu numai că nu vei fi un luptător, un ostaș al lui Hristos, dar vei fi slăbănogit de toate, vei ajunge cârpă lepădată, chiar din punct de vedere social, pentru că știm și chiar eu cunosc și am cunoștință de tineri care sunt într-o stare foarte gravă din cauza aceasta. Deja vorbim de faptul că anul acesta se introduce în nomenclatorul bolilor psihiatrice dependența de calculator, care nu este o simplă dependență cum ar fi de băutură, ci aduce și un comportament, cum spuneați, obsesiv-compulsiv. Copii care se dau cu capul de pereți, copii care nu mai înțeleg, nu pot fi atenți, nu citesc un text de 2-3 fraze și nu-l pot reproduce, nu pot înțelege care a fost ideea aceasta. Și toate celelalte spasme și spaime pe care le au tinerii în mintea lor, se dezlănțuie un iad. Deci dacă nu poți să păzești privirea, nu poți să păzești mintea, ești într-o stare de plâns. De aceea Dumnezeu a pus această lege care este veche cât lumea.
postiți un pic, păzește-te puțin de asta, pentru că e lucrarea vrăjmașului și negreșit cu moarte vei muri. Cu moarte duhovnicească mai întâi, pentru că nu te mai poți ridica dacă nu faci un mic efort. Atât te adâncești, vei fi într-un zbor, dar care este o cădere, nu este o înălțare. Și e cu atât mai seducător cu cât căderea, chiar dacă ți se pare zbor, ea duce în fundul prăpastiei, dar și nu are nevoie de efort. De aceea se cere ca omul să păzească privirea, în special privirea. E foarte important să pleci ochii, să nu ai o privire necuvincioasă, cum spunea Mântuitorul acolo. Cel ce a privit către femeie străină și a poftit-o pe ea, a și săvârșit păcatul adulterului în inima sa. Când nu eram în biserică, nu înțelegeam asta. Mi se părea absurd și paradoxal, o exagerare. Acum, cu mila lui Dumnezeu, înțeleg atât de bine lucrul acesta, dar nu știu să-l explic atât de bine cum ar trebui, ca să înțeleagă și tinerii și oamenii. Dacă nu păzești privirea, cauți cu îndrăzneală la... Și omul, vedeți aici o digresiune, omul, bărbatul în special, dar și femeile acum au început, nu mai caută la chip. Când caută spre aproapele său, nu mai caută la chipul lui, la fața lui, la ochii lui, ci, să mă iertați, caută la dos, la trup. Chipul fiind poarta către sufletul omului. Exact. Ce rușine a ajuns omul, în cinste fiind, n-a priceput, asemănatul sa animalelor și s-a alăturat lor. Nici animalul nu face așa decât ca să împlinească funcția reproducerii, adică porunca pusă în el de Dumnezeu până la urmă. Dar omul, dacă nu păzește privirea, atunci va cădea mai rău decât animalul. Da, multe foloase, părinte, din câte ne spuneți și din câte sunt referitor, decurg din această atitudine de post. Uite, mai înțeleasă mai bine, cu atât e mai rodnică. Asta este realitatea. Avem experiența Sfinților Părinți și experiența noastră cât putem pe aici, pe acolo. Dar dacă privim totuși peste lume și chiar peste lumea creștină, cu toate beneficiile care vin, foarte greu se deschide omul la post. Pare ca o corvadă, ca un jug în plus, ca un efort. Avem emoții și abia târâm picioarele când intrăm în posturi și când ieșim suntem fericiți de parcă am scăpat de undeva. E o atitudine care nu e conformă. Ceva nu se înțelege pe undeva, ceva nu se cunoaște, ceva nu s-a simțit la un moment dat, ceva lipsește. Da, pentru că postul trebuie să devină o stare continuă. Vorbim de un post, sigur că da, nu ne apucăm acum să facem, asta e treaba duhovnicului, excese, dar postul de fapt este ce? Dacă vreți, iubește și fă ce vrei, privegheați și vă rugați, dați mulțumire pentru toate. De fapt, bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat. Aceasta este starea de post. Când ești în stare de rugăciune, vă spun că nu mai arde nici să molfăi șorici de porc și cârnați, nu-ți mai arde nici să pleznească pântecele de mâncare. Când ești în stare de rugăciune, în stare de bucurie, nu-ți mai arde. De aceea noi zicem că, ei, postim acum puțin, dar după aia imediat băgăm purcelușul la cuptor și dă-i pe el. Sigur, merge și astea, de la Domnul sunt toate, le-a lăsat pentru noi, dar arată o inconsecvență. Adică este limpede și de fapt spun Sfinții Părinți așa, pe toate să le faci astfel încât dacă te oprești în secunda aceea să te poți ruga. Deci de mănânci, de bei, de altceva faci, mintea ta trebuie să stea la Dumnezeu. Să ai un sentiment al măsurii. Al măsurii, și sentimentul măsurii ți-l dă, de fapt, echilibrul acesta. De fapt, ți-l dă harul Duhului Sfânt. Îți dă darul, cum se numește, harisma cea mai înaltă, discernământului. Da. Îți dă echilibrul acesta. Ești într-o cumpănă, în sensul că ești într-un echilibru, tot timpul mintea ta este la... Se pare, părinte, că avem un telefon. Alo? Alo? Doamne ajută! Doamne ajută! Vă ascultăm! La Gozoviști e stat. Merador. Te ascult. Tiberiu, vă sunt în America, da? Mi-a fost dor de dumneavoastră, de emisiune. Am avut nici probleme. Ascultă, Dumnezeu ne ajută. Spune, Tiber.
chiar și de Eugeniile de la dumneavoastră din Dobrogea, au ajuns și la noi aici, chiar acum de post, știți? Au ajuns Eugeniile noastre acolo, frumos, frumos. Da, da, au ajuns, da, da, și acum sunt bune la post, așa, nu prea multe, dar sunt bune, da. Sunt foarte bune. Eu vreau să zic, decât o chestie, cum să zic, o idee așa, care am observat, cum am citit-o undeva. Și mi-a plăcut foarte mult în legătură cu postul. Adică din iubire putem să ținem post. Adică neapărat. Dacă nu putem, cum să zic, dacă nu putem pentru noi, atunci să ținem post pentru altcineva din iubire. Să zic, bă, sunt și eu la suferință. Așa e, Tibi. Cu o familie, cu cineva, cu oamenii din Africa, oamenii, eu știu, care sunt, că peste tot, de fapt, sunt oameni care nu au ce să mănânce, nu au să... Vorbim de mâncare, că noi ne ajutăm la mâncare, ce puțin eu, adică celelalte mai greu, adică măcar de la asta să începem, să zic. Și atunci să ținem post, nu pentru, de fapt, cu, asta era, de fapt, cuvântul, cu... Adică abținerea noastră să mângâie pe cineva. Fără voia lui. Sigur, da. Da, nu, fără să știe persoana respectivă. Sunt atâtea persoane care, copii, sărmani, care n-au ce să mănânce și mai departe și, slavă Domnului, acum să zic că, adică, mai ales aici unde trăim noi, să zic așa, nu e problema mâncării, să zic eu. Există destul pentru toți. Și atunci, da, am citit și mi-a plăcut foarte mult să fii și tu în suferință cu persoana, cu celelalte persoane care nu au ce să mănânce pe planeta asta. Și atunci și tu un post, așa, măcar cu ei și, bineînțeles, pentru Dumnezeu, adică să fim suferința lor. Mi-a plăcut chestia asta și parcă m-a atras puțin așa mai mult. E deosebit, într-adevăr. Da, da. Bine, da. Mulțumim atâta foarte mult. Atâta vreau să spun și mă bucur că s-au luat emisiunile și mai ales acum postul mare cu Dumnezeu să avem un post binecuvântat. Doamne ajută și ție, numai bine, sănătate. Mergând pe această idee, Părinte, într-adevăr frumoasă, ne putem întreba cum afectează postul acesta, chiar și de mâncare, dar oricum acesta dezvoltă o mentalitate, dacă suntem consecvenți, cum a spus mai devreme, relația cu aproape, nu se poate ca relația să rămână indiferentă. Sigur, chiar am citit zilele trecute poetul Vasile Voiculescu parcă a ținut un post pentru un surdomut care era la Cernica de ani de zile și l-a cerut părintelui stareț acasă la el. Și după o lună mutul a început să vorbească și surdul să audă, știți? Și au întrebat părinții cum s-a întâmplat. Și mă rog, nu cred că a răspuns, însă l-a întrebat pe poet, pe Vasile Voiculescu, l-a întrebat fiica. Cum s-a petrecut minunea asta? Nu este explicabilă. Și i-a răspuns fiicei atunci, dar știi tu oare cât am postit și m-am rugat pentru el. Deci iată un mirean, un om al lui Dumnezeu, ales că era religios, un intelectual de valoare, a pus în aplicare virtutea iubirii, ceea ce scrie Scriptura. Exact. Acest neam de demoni este cu post și cu învățiune. Din iubire pentru acela, face și noi așa mai deschis. Pentru acel tânăr l-a luat acasă la el și s-a rugat pentru el și a postit pentru el 40 de zile și s-a vindecat cel bolnav. Deci postul într-adevăr are un, de fapt, mai ales din iubire și cu iubire poate fi făcut. De fapt, cum îți dai seama că este postul, nu este o obligație juridică? După felul în care arăți, după Evanghelia de ieri. Da, smolit sau nezmolit. Dacă tu ai bucurie pe chip în timpul postului, se cheamă că postul tău este un post duhovnicesc, un post ținut din iubire. Dacă ești smolit la chip, dacă ești înnegrit, dacă ești chiar obosit, și dezordonat, da. Chiar și dezordonat, arată că este o obligație contractuală, o obligație juridică, pe care ai înțeles-o la nivel superficial, nu profund, nu la nivel duhovnicesc. Am putea spune că
De fapt, înainte au venit câteva mesaje să le prezentăm. Scopul e cel mai important, spune cineva. Nu postim pentru că așa fac alții, ci postim cu un scop. Un câine de vânătoare, când simte prada, fuge spre ea. Însă sunt și alți câini care aleargă doar pentru că l-au văzut pe el, pe acela fugind. E interesant, atitudine. Un alt mesaj, da, postul, cred că scopul postului este nu atât relația cu mâncarea, cât relația cu interiorul nostru. Zice Părintele Petroniu, spune altcineva, să postim cât putem, însă să postim cu bucurie. Pentru o atitudine frumoasă. Ați văzut că în competiții mulți aleargă cât pot. Unii aleargă un kilometru, alții doi. Fiecare după puterea lui, însă fiecare intră în competiție. Cu timpul fiecare va evolua în depunerea efortului și va ținti tot mai sus. Cred că Părintele Petronul, fiind un om de valoare spirituală, gândea la urcușul nostru duhovnicesc și postul, într-adevăr, ajută pe această cale. Părinte, putem gândi așa ca final, ca o concluzie, postul o cale către acasă, către normalitatea firii umane, singura cale? Ar mai fi și altele? Da, este un mijloc. Postul este un mijloc. Dar putem spune și următorul lucru. Vedeți, omul ca să poată ajunge la scopul, cel puțin cel de care ne vorbesc Sfinții Părinți, de care ne vorbește toată înțelepciunea, tot cugetul Bisericii, este acela de a dobândi pe Duhul Sfânt, de a dobândi da. Harul Duhului Sfânt. Iar pentru aceasta este nevoie de pocăință, este nevoie de căință, de părere de rău pentru faptele făcute. Este nevoie de rugăciune ca Dumnezeu să ne arate cine suntem, în ce stare suntem. Că, sigur, pe de-o parte o să ziceți, Doamne, dar ce-i cu ortodoxii ăștia? Pe de-o parte, acum un minut ne-au spus că trebuie să avem bucurie. Și pe de altă parte ne spun că trebuie să plângem. Cu adevărat, ortodoxia este piatră de poticnire, a adus scandal. Mântuitorul însuși a... Dar nu pentru oricine, pentru păgâni. Dar spune la fel, pentru cei ce se mântuiesc, crucea este binecuvântare. Pentru cei care nu cred, este o sândă, este nebunie, este poticnire. Ei bine, pot fi și lacrimi de bucurie. Atunci când Dumnezeu îți descoperă păcatul tău, atunci când Dumnezeu ți-a dat semn vădit că ți-a iertat păcatele tale, atunci te cuprinde o bucurie, dar o bucurie în care te inundă și lacrimile. Pot fi văzute sau nevăzute. Ori, ca să răspund la întrebare, pentru întoarcerea la starea din tâi și la una încă mai înaltă, este nevoie și de post, este nevoie de rugăciune, este nevoie de pocăință, postul este o vreme de pocăință, este nevoie de iertare, este nevoie de interiorizare, este nevoie să te socotești pe tine păcătos și să-l prețuiești pe aproapele tău, este nevoie de fapte de milostenie trupească și sufletească, este nevoie de multă nevoință în primul rând și atunci Dumnezeu se va descoperi nouă și este nevoie și de o rugăciune să ne arate Dumnezeu care este voia Lui pentru noi în toată clipa și în tot ceasul. Și acestea se pot face numai în comuniune cu Dumnezeu, în stare de rugăciune. Iar pentru a avea stare de rugăciune, începe prin asta, să îndepărtăm un măr, o roșie, o friptură, fiecare după puterea Lui, după cum spunea mesajul. Da. Dar mai cu seamă este un îndemn, o rugăciune, dacă vreți, un strigăt tinerilor și cei mai în vârstă, păziți ochii, păziți privirea de orice imagine desfrânată, fiindcă
multă suferință aduce cutezanța aceasta a ochilor. Da, cineva ne mai trimite un mesaj și face referire la Patericul Egiptean, la exemplul lui Ava Pimen de acolo, care vorbea despre David și spunea că atunci când s-a luptat cu leul, tot de gâlej l-a luat și l-a răpus. Și noi cu leul nevăzut, care este diavolul și care ne tulbură. Deci orice parcurs al unei metanoia, unei metanoia, unei întoarceri, unei pocăințe adevărate, începe cu acest post simplu pare, dar cu rostul lui, al aportul acesta alimentar, după care cu putere, cum spunea Părintele Cezar, putem trece la celelalte care sunt mai mai de luptă, postul vis-a-vis de ceea ce vedem, vis-a-vis de ceea ce gândim, de ce informații alegem. Nu putem să rezolvăm pe cele mai înalte dacă cele mici ne scapă sau nici nu le-am cunoscut. În final, postul, zic eu, învață pe om să găsească bucuria în rugăciune și îl învață să iubească frumos, cu o iubire compatibilă cu cerul. Și nu e puțin lucru, eu cred că e tot sau aproape tot. Părinte, vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Mulțumim, dragilor noștri ascultători care au fost alături de noi și ne-au ascultat și tuturor. Vă așteptăm să spunem viitoare la aceeași oră. Doamne ajută! Doamne miluiește!